Salut! Sunt Alex Dumitru de la Ce Jucăm și o să vă prezint în cele ce urmează componentele uneia dintre cele mai anticipate jocuri apărute anul acesta, The Lord of the Rings The Card Game. Acest joc a apărut sub oblăduirea editurii Fantasy Flight Games. Lord of the Rings The Card Game este un joc de cărți cooperativ bazat pe scenarii pentru 2 jucători. A apărut sub marca Living Card Games, o marcă exclusivă a Fantasy Flight Games, despre care am și scris pe blog. Pentru cei care nu știu, Living Card Games sunt un tip de jocuri bazate pe cărți, care pornesc de la un set de bază, care este perfect jucabil, dar care poate fi extins cu pachete mai mici lansate ulterior. Până la acest moment, pentru Lord of the Rings The Card Game, s-au anunțat 5 pachete de aventuri, așa cum au fost ele numite. Cum am zis că o să vorbim în continuare de componente, haideți să vi le și prezint. Cutia jocului este din standardul medium square de dimensiune, cam cât cutia Ticket to Ride, spre exemplu. Este o cutie care arată foarte bine, ieșind în evidență, în primul rând, titlul jocului, în partea de sus. Sub el, desenul care îl înfățișează pe Gandalf, călare către Mordor. Sub acest desen, tronând sigla Fantasy Flight Games. Per total, pot spune că această cutie face mult bine jocului, pentru că arată în același timp serios cât și dramatic. Principalul aspect care nu îmi place la acest joc, și pe care l-am întâlnit și la alte jocuri de la Fantasy Flight Games, care au puține componente, este interiorul cutiei. Deși este solid și frumos desenat, se poate observa ușor cum componentele ocupă doar o treime din capacitatea cutiei. Eu înțeleg că dimensiunea cutiei a fost aleasă ca să arate bine pe raft, dar dacă toate jocurile ar fi așa, n-ar mai fi loc în magazin. În fine, componentele jocului includ un regulament stufos de 20 ceva de pagini, care este însă foarte bine scris și exemplificat, așa cum este stilul celor de la Fantasy Flight Games. Jocul mai are 226 de cărți, acest pachet mare, pe care le voi prezenta ulterior mai detaliat. O suită de jetoane, care sunt jetoane pentru damage, jetoane pentru progres și jetoane pentru resurse, și două contoare mari de carton, care au rolul de a contoriza nivelul de amenințare la care sunt supuși personajele din joc. Trecând la cărți, principalul lucru pe care îl veți observa va fi frumusețea desenelor de pe fiecare carte în parte. Există așadar în joc 226 de cărți, fiecare cu desenul ei frumos în felul lui. Poate cele mai importante cărți din joc sunt cele 12 cărți cu personaje pe care le veți putea folosi ca să vă îndepliniți questurile. Aceste personaje sunt cele mai importanți eroi din cărțile lui Tolkien. Îi veți avea disponibil astfel pe Aragorn, pe Legolas, pe Gimli și 9 alți eroi pe care îi veți putea folosi în questuri. În afară de cei 12 eroi, există un pachet întreg de 120 de cărți care îi vor ajuta pe aceștia să-și ducă la îndeplinire questurile. Acestea sunt și ele de 3 tipuri. Există diverse personaje secundare care pot fi chemate în ajutorul eroilor. Există atașamente, adică diverse cărți cu arme, abilități sau artefacte pe care le puteți echipa pe eroi dumneavoastră. Și există diverse evenimente, cum ar fi manevre tactice sau vrăji, pe care eroile vor putea folosi. De partea cealaltă, forțele răului sunt reprezentate de cărți cu inamici, care ies în calea eroilor pe parcursul călătoriilor lor, cărți cu diverse locații în care eroii pot călători, și cărți trădare,
reprezentate de manevre surprinzătoare care îi pun în pericol pe eroi. În plus, există câteva cărți cu obiective care pot fi folosite doar în anumite quest-uri. Am lăsat la urmă baza jocului, și anume cărțile cu quest-uri. Fiecare quest este reprezentat de un număr de cărți, fiecare carte având la rândul ei două fețe. Aceste fețe reprezintă secvențele diferite ale aventurii eroilor tăi. Nu am să intru în alte detalii despre joc, însă eu sper că v-am trezit interesul pentru Lord of the Rings The Card Game, un joc într-adevăr provocator, interesant și mai ales foarte arătos.